De marți, timp de 3 zile, poliția a demarat acțiuni de control pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice. Acestea sunt coordonate de Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Ordine Publică, Serviciul Protecție a Fondului Forestier și Piscicol și se desfășoară în județele Suceava și Neamț. Vizați sunt cei care se ocupă cu tăierile ilegale de arbori, furtul de arbori, dar și condițiile de exploatare, prelucrare, comercializare și transport a materialului lemnos. În județul Suceava, acțiunile de control sunt desfășurate în zona Gura Humorului, Rădăuți, Câmpul Moldovenesc, Vatra Dornei și sunt programate verificări la gatere, unități de prelucrare a lemnului, controle în trafic la transportatorii de material lemnos, dar și controle la fondul forestier. Pentru eficiență, acțiunile sunt sprijinite și de un elicopter al Inspectoratului General al Aviației Române. Echipele de control sunt astfel direcționate către sectoarele de drum pe care sunt identificate utilaje de mare tonaj care transportă material lemnos și către zonele în care există gatere funcționale sau depozite de masă lemnoasă. Rezultatele activităților vor fi centralizate în cursul zilei de vineri.